Alarma s-a dat puțin după ora 22. În Catedrala Arhiepiscopală, IPS Teodosi oficia slujba închinată a catistelor învierii Domnului, iar aceasta era transmisă în direct pe pagina instituției. După doar 5 minute, transmisiunea s-a întrerupt brusc, iar catedrala a rămas în beznă, semn că s-a declanșat dezastrul. Ai studiat filosofia, medicina și pictura, îndornic de multă cunoaștere, dar mai mult era însetat. Afară, flăcările înalte de câțiva metri brăzdau cerul, iar fumul cuprinsese întreaga zonă. Oamenii aflați la slujba au rămas în biserică preț de câteva minute, iar când pericolul a trecut, au fost evacuați. Dacă era război, ce făcea? Mamă, și am închițit fum mult. Dumnezeu a dat. Era fum mult? Era fum, mamă, și mă. Bine cu inima. Cum e frig. Erați în biserică? Da. Noi am stat cât stați. Slujba a stat în biserică. În biserică, da. Focul, am fost mai mulți credincioși. Cine v-a anunțat? Am văzut noi. Da. Se vedea din biserică? Ne-am anunțat și între noi. Da, n-am prea simțit asta. Ce să văd? Foc, atât. Foc și fum. S-a speriat copiii, atât. Ce să văd? Neatenție, nu știu ce-o fi fost. Ați plecat acasă în miez de noapte? Da, 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 da. Vă dați seama că de ani de zile sunt și oricine aș fi făcut în situația când am văzut. Una câte una, autospecialele de intervenție de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost trimise la locul dezastrului. 6 autoscări care pot acționa la o înălțime de peste 40 de metri au fost ridicate, iar bătălia cu flăcările s-a transformat într-o luptă contra cronometru. Peste 60 de pompieri intervin pentru stingerea flăcărilor în contextul în care focul s-a extins din cauza vântului. Din păcate, vântul, dar și materialul din care fusese construit acoperișul mansardei, adică lemn, au fost dușmanii pompierilor. În ciuda eforturilor, flăcările care păreau că pot fi ținute sub control au cuprins în cele din urmă tot acoperișul. Turnurile au căzut unul câte unul la pământ. Nu este pericol de extindere către alte clădiri. Clădirea la care este incendiu este la o distanță destul de mare față de celelalte și nu există pericol de propagare. Este afectat podul, care este un pod foarte vechi din lemn. Sunt peste 20 de dispozitive aici pe care cei de la ISU le-au adus și așa cum îi vedeți, eroii noștri luptă cu focul. Reprezentanții arhiepiscopiei spun că palatul nu avea sistem de detecție a fumului. Era vorba numai de călugări care s-au autoevacuat. Unde? La mansardă? În zona da, la mansardă. Personalul catedralei ajunge cam la 30 de monachi. În momentul ăla erau vreo 15-16 în chilie. Restul erau la slujbă, s-au autoevacuat. Prima dată au încercat ei să izoleze, au observat într-o cameră s-a prins o flacără. Au încercat să-l izoleze pentru că, fiind la mansardă, curenții de aer erau foarte puternici. Materialele textile au intensit focul și în momentul ăla s-au autoevacuat și au anunțat pompieri. Palatul Arhiepiscopal a fost construit în 1932 și este declarat monument istoric.